Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la horoscopul săptămânal 20-26 aprilie pentru cei născuți în RAC sau au ascendentul în această zodie. Nu uitați că este o etalare generală care vi se poate potrivi sau nu. Așadar, RAC 20-26 aprilie. Arătați-mi ceea ce este important care ce să știe în această săptămână. Energia generală, nici n-am apucat să spun, a celor născuți în RAC sau au ascendentul în RAC. O veste fulgerătoare, o veste de departe, o veste care vă va lua prin surprindere. Într-un mod s-ar putea neplăcut la început, dar după care această veste, veți vedea, vă va oferi o oportunitate extraordinară. O idee genială veți avea câțiva dintre voi, poate cu privire la cariera voastră, nu știu, însă o idee care va veni, vă va veni pur și simplu dintr-o dată, iar această idee va fi, vă va da ocazia de un progres pe termen lung. Poate fi un progres spiritual, poate fi un progres la nivel financiar, precum și un progres la nivel sentimental. Poate fi puțin din totul, însă în această săptămână veți primi chiar semne de la divinitate, într-un mod s-ar putea indirect. S-ar putea prin vise, s-ar putea printr-o situație pe care dumneavoastră nu o puteți preveni. Săptămâna aceasta, dragii mei dragi, văd că veți fi îndrăgostiți efectiv la maxim de o persoană. Foarte serios. Veți fi îndrăgostiți de această persoană, nu puteți trăi fără această persoană. Simt că dumneavoastră vă veți cere scuze persoanei respective sau poate să fie invers, foarte bine. Această persoană să vină să vă ceară scuze și să rezolvați o problemă care a persistat între voi doi. O problemă care s-ar putea să fi condus chiar la o separare. Însă relația dumneavoastră cu această persoană se va îmbunătăți, vă veți împăca și veți discuta serios despre ceea ce simțiți unul pentru celălalt. Wow! Nu trebuie să abandonați sentimentele dumneavoastră și nu trebuie să abandonați faptul că aveți ocazia să luptați pentru această dragoste, să luptați pentru această persoană. Ceea ce vă împiedică un pic și s-ar putea din natura dumneavoastră să faceți un pas în față și cinci înapoi, ceea ce vă împiedică așadar către a vă deschide sentimentele vis-a-vis de această persoană este faptul că aveți o credință a dumneavoastră, s-ar putea să aveți o religie diferită de persoana respectivă sau, dacă nu, pur și simplu să fi crescut în mod diferit și credința dumneavoastră să vă împiedice
Și în momentul acesta, dumneavoastră să vă eliberați de această credință, de ceea ce ați crezut sau poate pur și simplu ați crezut că nu sunteți îndrăgostiți de această persoană și că separarea de el sau de ea nu vă va face nimic în viață, da? Vă va fi indiferent. Iată că nu vă este indiferentă această persoană sau nu îi sunteți indiferent sau indiferentă. Și va veni acest eveniment important, v-am zis, ceva se va întâmpla, ceva care nu depinde de dumneavoastră. Și acest eveniment care se va întâmpla vă va modifica viața, pur și simplu. Credința dumneavoastră, principiile voastre vor fi năruite, pentru că ceea ce ați crezut s-ar putea să nu coincidă cu realitatea dumneavoastră de astăzi și că această persoană pe care o iubiți, pentru că iubiți această persoană, această persoană este creată, este menită pentru voi. Efectiv este menită pentru voi. Această situație, da, vă va duce la ocazii semnificative în viața voastră. Nu știu ce se va întâmpla, dar este ceva extraordinar, va fi un wow care vă va da peste cap și vă va oferi o experiență de viață extraordinară. În această săptămână veți pune accent pe fiecare pas pe care îl faceți, dar veți pune accent să vă aducă plăcere. Deci orice acțiune a dumneavoastră vă concentrați să vă aducă plăcere. Nu veți mai face nimic, să zic, pentru nimeni, nu în sensul că nimic pentru nimeni, dar nimic pentru nimeni fără ca dumneavoastră să simțiți plăcere, pentru că au existat momente în viața dumneavoastră în care ați depus eforturi și ați făcut foarte multe pentru persoane din anturajul dumneavoastră, poate să fie familie, poate să fie prieteni, poate să fie colegi la muncă și care nu tocmai v-au făcut bine vouă. Dar de data aceasta, în această săptămână, tot ceea ce veți face și veți întreprinde ca acțiuni, vă veți gândi la plăcerea dumneavoastră și veți face acest lucru cu motivație. S-ar putea ca voi să fiți între două persoane și să aveți de alege între două persoane. Însă persoana de care voi sunteți îndrăgostit sau îndrăgostită este sufletul vostru pereche. De asemenea, veți fi foarte ocupați la serviciu sau aveți foarte multe de făcut în această săptămână. Fie aveți două joburi sau lucrați în două departamente, nu știu, aveți foarte multe de făcut. Dar dumneavoastră puteți să realizați toate aceste obiective pe care vi le impune instituția unde lucrați sau care sunt impuse de cariera voastră sau de business-ul vostru. Veți reuși cu brio să le duceți la capăt pentru că aveți un talent înnăscut. Vă gândiți foarte mult la o persoană. S-ar putea ca această persoană să fie căsătorită sau această persoană căsătorită să vă aducă această dragoste în viața dumneavoastră. Sau chiar sunteți căsătoriți, da, cu persoana respectivă. Știți că a venit momentul să acționați în ceea ce privește dragostea și cariera. Știți, în această săptămână va fi acest eveniment important care vă va trezi și vă va spune gata, acționează. Este momentul să nu mai dormi, să nu mai iei această pauză. Este momentul să te oprești în a nu face ceva pentru ca viața ta să se îndrepte acolo unde vrei să ajungă. Cam acesta este mesajul. Iar viața ta este legată, sentimentală este legată de această persoană. Această persoană poate să fie născută toamna sau vara.
veți fi foarte creativi și veți primi o sumă de bani, să știți. Iar această sumă de bani va produce alți bani, nu știu cum, prin ce metodă, dar va produce alți bani în viitor și veți avea un succes extraordinar. Un succes extraordinar care vă va permite să duceți o viață așa cum v-ați dorit. Acest succes va fi nu numai pe plan financiar, dar și sentimental. Haideți un pic să vedem ce este cu această femeie care va duce această dragoste sau, dacă nu este femeie și dumneavoastră nu sunteți bărbat care urmăriți acest videoclip, este vorba despre o persoană, pur și simplu, care este căsătorită, da? Da, este o persoană care v-a simplificat viața prin venirea sa, prin cunoașterea ei, pentru că, sau a lui, da? Depinde de ce sex sunteți dumneavoastră, cei care vă uitați la acest videoclip. Iar intrarea acestei persoane în viața voastră a făcut ca lucrurile să fie mult mai simple, ca de acum încolo viața dumneavoastră să se simplifice. Acest eveniment vă va duce la o experiență de viață mult mai simplă. Dacă până acum viața dumneavoastră a fost accentuată pe a face foarte multe în carieră și a nu avea timp pentru voi înșivă, de acum încolo veți avea acest timp pentru voi. Veți avea timp pentru dragoste, pentru iubire și pentru a recunoaște această iubire, dragii mei dragi. Cam atât am avut de spus în ceea ce privește această etalare. Sper să fi găsit elemente interesante. Sănătate vă doresc, toate cele bune și să ne revedem cu bine la noi videoclipuri la fel de interesante. La revedere!